Comuna Stejari a intrat în scenariul roșu. Este a doua localitate în această situație. Rata de infectare este de 3,49 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. 8 localnici din totalul de 2290 au fost testați pozitiv. În comună se vor impune restricții pentru următoarele 2 săptămâni. În urmă cu 3 zile și comuna Drăgotești a intrat în scenariul roșu. Deși se impun restricții, școlile vor rămâne deschise în această localitate și elevii vor merge la cursuri, asta deoarece ministrul educației a anunțat că orele se vor face online după atingerea pragului de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Un focar de COVID a fost înregistrat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. 11 persoane din 2 secții ale unității medicale au fost confirmate pozitiv. În secția gastroenterologie au fost depistați 5 pacienți și un cadru medical, iar obstetrică ginecologie, 4 paciente și un cadru medical. Printre pozitiv se numără și un nou născut. Polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat în această dimineață 34 de percheziții la sediile unor firme din Gorj și alte 8 județe. Deschiderile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală în care anchetatorii au descoperit că o balastieră a livrat agregate minerale timp de 6 luni după suspendarea acordului de mediu și fără a plăti redevențe. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă tribunalul Olt. Pentru infracțiunile de evaziune fiscală, executare de activități miniere fără permis sau licență și continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau autorizației, respectiv autorizației integrate de mediu. Anchetatorii au stabilit că o balastieră din județul Olt a comercializat nisip și pietriș ilegal, prejudiciul în cauză fiind estimat la peste 2,8 milioane de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente. Au așteptat rectificarea bugetară, dar nu au primit niciun leu. Este cazul primăriilor din Târgu Jiu, Rovinari, Târgul Cărbunești și Turceni. În cazul lor, rectificarea bugetară făcută de guvern este pe zero. În schimb, o sumă consistentă vor primi localitățile Motru și Fărcășești. Municipiului Motru i-au fost alocate 27 de miliarde de lei vechi, parte din această sumă urmând a fi redirecționată către uzina de agent termic din localitate, care este într-o situație critică. Primăria Fărcășești a primit 15 miliarde de lei vechi, instituția administrativă fiind în impas în ultimele luni când nu au mai putut achita la timp salariile angajaților. Săptămâna viitoare urmează noi alocări de fonduri către primăriile din țară din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului. Creșterea prețului la utilități va crea reacții în masă, spune liderul PSD Gorj, Mihai Weber. Deputatul social-democrat susține că presiunea asupra populației se va simți abia lunile viitoare, când facturile vor fi majorate atât de prețurile crescute, cât și de consumul mai mare din cauza temperaturilor. Încă nu este, dacă vreți, conștientiza fenomenul la adevărata amploare, pentru că n-au venit primele facturi de energie și gaze. Acestea vor apărea undeva în noiembrie, decembrie, ianuarie. Și atunci când românii, cred că sute de mii de români vor fi în imposibilitatea de a achita factura la utilități, probabil că va fi o reacție în masă. Socialdemocrații acuză guvernul de situația în care s-a ajuns. Deputatul Mihai Weber susține că aceasta a fost determinată de liberalizarea prețurilor stabilită de liberali. Una dintre primele măsuri pe care le-au luat acești guvernanți a fost de a liberaliza prețul la energie și gaze naturale. Lucru care a condus la o reacție devastatoare, o creștere a prețurilor la servicii și la produse, care într-un cuvânt a condus la sărăcirea populației. Vedem că cursul euro atinge cote istorice. Vedem că prețurile la alimentele de bază, au crescut necontrolat. Vedem că prețul la combustibil, prețul la materialele de construcții. Ne uităm la nivelul împrumuturilor gigantice pe care generațiile următoare vor fi de sacrificiu, trebuie să le rezolve, ne face și ne conduce la ideea că și la realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi, că acest guvern a eșuat.
Prețurile au crescut atât la gaze cât și la energia electrică, iar impactul deja a fost simțit de unii români care au primit facturi colosale. O grădiniță din comuna Turcinești a fost închisă după ce, în loc de toalete, au fost montați saci de plastic în containerele metalice. Preșcolarii au fost relocați la o altă unitate, iar autoritățile trebuie să îndrepte situația. Măsurile au fost luate după ce presa locală a publicat imagini cu toalete pe bază de saci de plastic. Deci a fost o echipă de control ieri la școala din localitatea Ruci. S-a constatat mai multe nereguli, s-a instituit măsuri ale relocării copiilor în altă unitate de învățământ din Turcinești, s-au lăsat mai multe măsuri ce trebuie îndeplinite într-un interval de 45 de zile, dar v-am spus ce e important, până atunci copiii sunt relocați în altă unitate școlară. În mai multe localități din județul Gorj încă există unități de învățământ care au toalete în fundul curții, acestea neprimind avize sanitare de funcționare. Legea pensionării anticipate a minerilor și energeticienilor, care nu este aplicată de casele de pensii, ajunge din nou în Parlament. Un grup de parlamentari PSD a depus o nouă inițiativă legislativă care conține, de fapt, amendamentele socialdemocraților respinse în primă fază. Încă din iunie, Partidul Social Democrat a făcut o serie de amendamente la această lege. Amendamente care au fost susținute în plenul Parlamentului, din păcate atunci au fost respinse, au fost votate doar de către grupul Partidului Social Democrat, iar practic această inițiativă legislativă pe care am depus-o acum și care vine oarecum să rezolve definitiv problema pensionării acestei anticipate a celor care lucrează în complexul energetic Oltenia, practic reprezintă o reluare într-o mare măsură a amendamentelor care atunci au fost respinse și care, iată, dacă erau adoptate, puteau să rezolve definitiv problema pensionării acesteia anticipate. Liderul PSD Mihai Weber susține că liberalii sunt cei care au pus bețe în roate în aplicarea legii. Parlamentul susține că aceasta s-ar fi putut aplica dacă liberalii ar fi dat o ordonanță de urgență. Această lege putea să fie aplicabilă din prima zi în care a fost publicat în Monitor oficial, dacă se dorea, printr-o ordonanță de guvern, cei care acum sunt la putere puteau să emită acea ordonanță și să se aplice legea respectivă. Vreau să vă aduc aminte cum își dupeau hainele când mergeau prin carierele miniere și cum le curgeau lacrimile false și pozau în vorba aia empatici, în cei care erau plini de emoție la adresa celor care lucrează în condiții deosebite de muncă. Sunt la putere, pot și puteau să rezolve orice. Nu s-a dorit acest lucru. Ca să ne înțelegem, să fie foarte clar. Nu s-a dorit și nu se dorește. PSD-știi care au votat legea, dar spun că știau că va întâmpina probleme, dau vina pe presiunea socială. Deputatul Claudiu Manta a declarat azi într-o conferință de presă că la momentul votului în Camera Deputaților, parlamentarii au crezut că ea este aplicabilă. La momentul acela... Deci am votat legea. Legea inițială, vă referiți cea din iunie, da? Da. Bun. La momentul acela exista acea presiune publică din partea oamenilor. Noi credem și am crezut că această lege este aplicabilă. Însă, am subliniat de atunci că pot exista anumite probleme în aplicarea ei. Motiv pentru care am și făcut acele amendamente. Este, dacă vreți, mai mult decât nimic. Am depus toate eforturile să soluționăm, am ridicat atunci problema, domnule, s-ar putea, pot să existe niște probleme de interpretare, da? Vă reamintesc de asemenea că cei de la, așa cum a spus și domnul președinte, guvernul are posibilitatea să rezolve foarte simplu printr-o ordonanță de urgență această problematică. Vă reamintesc de asemenea că cei de la Casa de Pensii, care dau decizii de respingere, sunt sub autoritatea Ministerului Muncii. Și după cum știți, Ministerul Muncii este un minister condus de către un liberal, deci este, dacă vreți, un întreg cumul de factori. Casa Națională de Pensii a cerut ca textul legii să prevadă expres că legea se aplică retroactiv, ceea ce înseamnă fie o ordonanță de urgență, fie procese în instanță.
Un bărbat din comuna Logrești a ajuns la spital după ce a căzut din căruță și s-a accidentat. Căruțașul era băut în momentul în care s-a dezechilibrat, au stabilit polițiștii în momentul în care l-au testat, iar concentrația era una destul de mare. În cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că un bărbat de 52 de ani din comuna Berlești, în timp ce se deplasa cu un atelaj hipo pe raza localității de domiciliu, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă. Numai evenimentului rutier a rezultat rănirea căruțașului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,66 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Peste 6.000 de voluntari s-au înscris la o acțiune de ecologizare ce va avea loc în întreg județul Gorj. Aceasta va avea loc sâmbătă și este organizată de Asociația Let's Do It România, împreună cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj. Sâmbătă 18 septembrie va avea loc o nouă acțiune Let's Do It România în județul Gorj. Această acțiune a reușit să strângă pe momentul de față 6.000 de voluntari din mai multe zone ale județului. Inclusiv noi cei din Consiliul Județean vom merge împreună cu domnul președinte Cosmin Popescu și cu domnul vicepreședinte Dorin Dantașcău în zona Pădurea Drăgoin din Târgu Jiu. Sperăm ca prin această campanie să tragem un semnal de alarmă și să le arătăm oamenilor că trebuie să trăim într-un mediu curat. În acțiunea de amploare s-au implicat și societăți de salubrizare care vor prelua sacii cu deșeuri ce vor fi adunate de voluntari. Pe această cale vreau să subliniez că inclusiv operatorii de salubrizare din acest județ se implică în această campanie prin ridicarea sacilor care vor fi colectați de către voluntari, dar chiar și depozitul ecologic va participa la această campanie, deoarece acești saci colectați repede, cei 6.000 de voluntari, vor fi depozitați cu titlu gratuit. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor administrațiilor publice locale care s-au implicat în această campanie, celor de la depozitul ecologic din Târgu Jiu, dar și operatorilor de salubrizare. Acțiunea se organizează anual, nu doar în județul Gorj, ci în întreaga țară. Vremea în județul Gorj se menține normală pentru această perioadă. Nu sunt prognozate fenomene meteo extreme, cel puțin pentru o vreme, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. Vineri în Târgu Jiu cerul va fi înnorat mare parte a zilei și se va menține și seara, când minima va coborî până la 14 grade. Pe timpul zilei, termometrele vor arăta maxime de 28 de grade. Mâine în Modru temperaturile vor rămâne la fel de ridicate, maxima zilei va fi de 28 de grade cu ceva nori înalt pe cer, iar local sunt șanse de ploi. Seara minima va coborî până la 14 grade. La fel și în Bumbejiu, vremea pe timpul zilei va fi călduroasă, cu ceva adieri de vânt și maxima zilei va fi de 28 de grade. Seara cresc șansele de ploi, minima coborând până la 14 grade. Miercuri în Novaci, temperaturile maxime se mențin ca în toate celelalte orașe, la aproximativ 28 de grade, iar seara, cu 50% șanse de ploi, minima va fi înregistrată la 14 grade. În Rovinari, mare parte a zilei va fi înnorat, iar rafalele de vânt nu vor înceta să apară. Maxima zilei va fi înregistrată la 28 de grade, iar seara, minima va coborî până la 14, cu șanse de ploaie pe alocuri.